În vestul țării, în băile Felix, oaspeții au fost mai puțini și au avut un Crăciun liniștit, fără aglomerație și petrecerile spectaculoase cu spumă. În alți ani, stațiunea era plină de grupuri mari și vesele de turiști. Gata? Da. Bazinele cu apă termală din băile Felix nu mai sunt la fel de pline ca în alți ani. Nu a fost însă cu supărare pentru oaspeții care s-au bucurat că e mai liber. Minunat! În fiecare an a fost minunat aici. Relaxare totală. Chiar nu e aglomerat deloc. Față de alți ani și ieri când am ajuns, am avut o surpriză mare, parcarea era goală. Și la masă chiar foarte puțină lume. Normele sunt bine respectate în hotel, nu avem niciun fel de problemă de igienă, sunt mult, mult mai stricte normele. Nu la fel de încântați au fost însă hotelierii care au înregistrat pierderi substanțiale. Rezervările s-au făcut acum pe ultima 100 de metri. Și din păcate sunt mai puțin turiști decât în anii anteriori. Sunt pierderi financiare destul de consistente, undeva în jur de 40%. În alți ani, turiștii se distrau la sesiuni de zumba în apă și petreceri cu spumă. Acum au fost întâmpinați cu pomana porcului. Potre la grătar, ceafă la grătar, fleică la grătar, caldaboș, facem cârnați, toroș, tobă. Gătim porcul în fața clienților, participă și clienții și încercăm să menținem această atmosferă de sărbătoare. Poftă mare vă dorim! Nu ne luptăm pe șorici, ne luptăm pe tradițiile românești. La mulți ani și sărbători fericite! Hotelierii spun că au pregătite și oferte pentru Revelion în băile Felix. Pachetele pentru 5, 6 sau 7 nopți costă între 2400 și 3400 de lei pentru o persoană. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.